Una dintre secțiunile autostrăzii A83 din Scoția de Vest este un loc periculos. Din 2018 până acum, aici s-au întâmplat minim 8 alunecări vaste de teren. Pentru stabilizarea solului și alte proiecte au fost cheltuiți mai mult de 110 milioane de dolari, dar niciun proiect nu a fost de succes și nu a ajutat în soluționarea problemei. Căci trebuiau să lupte nu cu fenomenele naturale, ci cu animalele. Încă în anul 430 înaintea erei noastre, istoricul Herodot a văzut cum o pasăre mică a intrat calm în gura unui crocodil și a rămas nevătămată. În cartea sa, Istoria, Herodot a povestit că, din cauza mediului acvatic în care se află aproape constant, ei sunt acoperiți cu lipitori și de care nu pot scăpa singuri. De aia crocodilii și au nevoie de ajutorul păsărilor. Totul e logic, toți sunt mulțumiți. Herodot știa despre ce vorbește. Desigur că acesta nu este unicul exemplu de relații cu avantaje reciproce în natură. Dar încercând să luăm ca exemplu ceva mai mare și vast, problema se agravează. Ce-s câteva lipitori și câteva zeci de crocodili? Conform cercetărilor din anul 2018, căpușile afectează 80% din populația de bovine din întreaga lume. Vă imaginați cât de multe asta? Dacă aceste două creaturi n-ar fi trăit pe același teritoriu pentru o perioadă lungă de timp, atunci infecția s-ar fi putut termina cu moartea. În celelalte cazuri, bovinele se îmbolnăvesc, pierd în greutate, dau mai puțin lapte, se reproduc mai greu. Este practic imposibil să scape de căpușe pe cont propriu. Sunt prea mici și se țin de piele prea strâns. Ce pot să facă în acest caz când au doar două perechi de copite? Fluturarea cozii nu e suficientă. Și atunci în ajutor vin ele. Oxpecker. Niște grauri mici, cu ciocuri colorate. Le place să stea pe mamifere mari, atât domestice cât și sălbatice, și să mănânce paraziții. Meniul este foarte divers. Căpușe, insecte mici, larve, pe scurt, asta arată ca un exemplu clasic de parteneriat. Ce să mai vorbim când graurii avertizează rinocerii despre apropierea oamenilor? Deși aceștia au un miros și auz bun, cu vederea stau cam rău. Da, totul e atât de rău încât puteți să vă furișați din spate neobservați, dacă din partea voastră nu bate vântul. Și totuși rinocerii pot evita omul și chiar să scape de braconieri datorită păsărilor. Ele au o vedere bună și emit semnale de alarmă șuierătoare când se apropie pericolul. Reiese că toți sunt în plus, păsările asigurate cu hrană, mamiferele protejate de paraziți, prădători și boli, ajutor reciproc. Nu mi-aș fi pus nicio întrebare dacă totul ar fi fost atât de simplu. Mult timp, oamenii de știință au considerat că păsările oxpecker și gazdele lor sunt exemplul ideal de simbioză. Dar, de fapt, păsările nu ajută pe nimeni în afară de sine. Ele probabil că salvează rinocerii de dragul propriilor beneficii. Nu am în vedere că planifică să adune mai mulți paraziți de pe un rinocer viu, deoarece cel mort repede se va strica, să zicem. Aceste păsări de mult s-au transformat în vampiri. Oxpecker se hrănesc pe corpurile mamiferelor și într-adevăr mănâncă căpușe, dar că mereu așteaptă până acestea se umplă cu sânge. Adică ele nu încurcă nici de cum paraziții să transmită boli. O căpușă plină pentru grauri e ceva de genul ravioli cu o umplutură excelentă. Poate să le mănânce ca snack și goale, dar pentru ce? Să presupunem că se hrănesc cu căpușele pline mai des decât cu cele înfometate. Dar dacă totul s-ar limita doar la asta? Oxpecker adoră sângele, iar pentru asta sunt gata să deschidă rănile vechi ale animalelor sau chiar să facă altele noi, pentru a lua masa. În meniu mai intră mătreața și ceara din urechile mamiferelor. Dar asta e deja cu totul straniu, chiar și pentru vampiri. Dacă stăm să ne gândim, e un pic cam nașpa. Pe tine se așează o pasăre care logic ar trebui să te ajute, să scapi de paraziți. Dar, în schimb, ea se bagă cu ciocul într-o zgârietură, o transformă într-o rană mare și începe să bea sângele din ea.
Și pentru o secundă acest proces are loc fără anestezie. Chiar și musculițele procedează mai uman în acest sens. Majoritatea în salivă au o substanță care lucrează ca un anestetic. Anume de asta este greu să observi că deja ești mâncat de o chestie mică care îți suge sângele. Păsările oxpecker nu au niciun anestezic, nici pe cioc, nici în salivă, ceea ce înseamnă că toate acțiunile lor sunt a naibii de neplăcute. Dar dacă stăm să ne uităm atent la animalele care au devenit victime ale acestor paraziți cu aripi, nu se observă ca ele să simtă măcar ceva. Nu am nicio îndoială că e dureros, dar de ce sunt cu așa fețe de parcă sunt în mijlocul unui turneu de poker? Amintiți-vă de alte animale, care pretind că totul e bine când sunt rănite serios, dar e imposibil ca natura să le fi dăruit tuturor insensibilitate la durere. Totul însă funcționează un pic diferit. Animalele mici, precum iepurile, nu arată căldoare ca să nu devină ușor mâncare pentru prădători, căci se știe că ei își aleg cea mai slabă victimă. Dar însăși prădătorii au probleme. Demonstrarea slăbiciunii poate să le ruineze reputația, iar asta înseamnă vulnerabilitate. Când mereu trebuie să lupte pentru resurse și pentru poziția în haită, nu își permit să se așeze și să sufere un pic. Desigur că oamenii pot îndura durerea, doar că cu noi natura a mers și mai departe. A adăugat unele moduri inconștiente de ameliorare a durerii. Țipătura sau înjurătura pot să provoace reacția naturală a corpului nostru de luptă sau fugi. Așa că data viitoare când vă veți lovi cu degetul mic de la picior de capătul patului și nu vă veți putea abține, să dați vina pe natură. Acum să ne întoarcem la păsările noastre oxpecker. De cele mai dese ori, păsările chiar nu fac aceste tăieturi independent, dar doar le lărgesc pe cele existente. În așa situație, mai bine jertvești un pic de sânge decât să mori de la o boală ceva. La urma urmei, o parte din căpușe sunt mâncate înainte de a vă mânca. Mulți fermieri sunt siguri că așa și lucrează totul. Există chiar și calcule, așadar o pasăre poate să mănânce până la 400 de căpușe pe zi, deci 146.000 pe an. Unele dintre ele chiar puteau deveni cauzele bolilor, iar așa doar plusuri, nicio pierdere financiară. Aceste păsări oxpecker își fac treaba absolut gratuit. Da, poate beau niște sânge în pauză, dar fiecare are defectele sale. Mai ales că combaterea paraziților prin metode moderne, adică cu ajutorul diferitor chimicale scumpe, nu este chiar sigur. Să lași bovinele fără protecție tot nu este o opțiune bună. Doar un tip de căpușe anual aduce întregii lumi pierderi de aproape 19 miliarde de dolari. Doar un singur tip. Nu e straniu că fermierii sunt gata să se împace cu aceste păsări vampir pentru a-și salva afacerea. Și totul avea să fie super bine dacă n-aveau să apară în această imagine oamenii de știință. În 2000 a fost publicat un studiu conform căruia păsările oxpecker nu afectează nicicum numărul de căpușe. Cercetătorul alunga păsările de la bovine, așteptându-se ca paraziții să crească în număr, dar asta nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, s-a dovedit că nici numărul de boli ale animalelor nu au crescut. În schimb, numărul rănilor a scăzut. Pe scurt, unica ce fac cu spor aceste păsări este să bea sânge și să mănânce ceara din urechi. Dar toți oamenii fac greșeli, iar când merge vorba de sălbăticie, e mai ușor decât pare. Un simplu exemplu sunt oile. S-ar părea că ce este aici neclar și de neînțeles. Nu sunt foarte inteligente, dar foarte pufoase. Uneori nu pot să se ridice singure. În schimb, sunt folosite pentru a mânca puruienile acolo unde crește plantația de cafea, mango, avocado sau cacao. Foarte comod și ieftin. Căci nu trebuie să le plătești pentru nimic, ca și păsărilor oxpecker, plus că sunt indiferente la sânge. Bonus! Apropo, țineți minte alunecările de teren ciudate de la începutul videoclipului, cu care oamenii luptă de mai bine de 10 ani? Vă sună straniu, dar sunt aranjate de oi. De fapt, totul e foarte simplu. Rădăcinile plantelor țin solul în loc, împiedică distrugerea lui și alunecările de teren. Oile care pasc pe versanți încurcă arbuștii și plantele să crească. Există o părere că oile mai răspund și pentru potop.
deoarece calcă solul, încurcând umiditatea să fie absorbită și, dacă lista asta va continua, vom ajunge la punctul în care oaia a fost vinovată că a mâncat acel liliac. Bine, bine, de dragul dreptății merită menționat că oile nu sunt ultimele animale care pot schimba aspectul planetei noastre. Totul s-a început de mult, chiar foarte de mult, doar imaginați-vă! Peste tot, pe planetă, timp de milioane de ani merg animale care cântăresc tone și tone. Ar fi fost straniu ca asta să nu aibă nicio consecință. Dinozaurii nu doar că au lăsat urme care acum sunt găsite de oamenii de știință. Se poate spune că au fost primii arhitecți peizagiști din istorie. Un dinozaur enorm putea să cauzeze abruperea unui deal dacă încerca să-l urce. Migrația șopârelor gigantice care făceau același traseu an de an au creat poteci călcate, iar ele s-au transformat în văile râurilor. Chiar și cea mai simplă plimbare prin dune le schimba substanțial, atât pentru plante cât și pentru celelalte animale mai mici. Un fapt interesant. Știți că cele mai apropiate rude ale dinozaurilor sunt păsările? Păsările cărora le place să organizeze dansuri amuzante pentru a atrage partenerul. Nu de mult, paleontologii au descoperit niște zgârieturi ciudate pe fosile, zgârieturi care seamănă cu urmele ritualului de împerechere, ritual de dansuri ai alozaurilor. Acest lucru sigur nu a trecut fără consecințe pentru planetă. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Puneți-ne un like și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!